Cartea despre care vorbim este un roman. Un roman care spune o poveste, eu zic, captivantă, pasionantă și bizară, uimitoare, cum zice titlul cărții, dar și plină de obscurități, de contradicții, de lucruri de neînțeles, de lucruri neobișnuite, ieșite din comun și totuși o poveste în mare parte reală. De ce ați optat pentru această formă de expunere a poveștii lui Sabatai Zevi? Putea să scrieți o carte, să zic așa, științifică. Da, o carte științifică despre Sabatai Zevi n-aș fi scris, fiindcă s-au scris și n-aș fi avut ce să mai adaug cu competențele pe care le am. M-a pasionat însă povestea lui și inițial, ca să vă spun sincer, m-am gândit că ar trebui să o prezint așa, într-o formă mai simplă, ca să fac un fel de popularizare, cum se spune, știință popularizată. Da. Pe urmă am intrat mai adânc în ea și mi s-a trezit ceea ce n-am avut până, nu știam că am până atunci, narrativ. Un impuls narrativ romanesc. Nu, n-am mai făcut așa ceva, deși am mai scris un fel de literatură, dar de alt tip. Și am început să construiesc aici o poveste suprapusă sau mai degrabă intercalată, interferată cu realitatea, astfel încât în final a trebuit să fac o postfață prin care să separ, nu grâu de neghină, cum se spune, ci realitatea de ficțiune. Fiindcă există și o doză de ficțiune în această carte. Da, studiat și documente inedite pentru... Nu, documente inedite nu, dar am citit o grămadă de cărți. Că în carte apare o ladă de documente. Lada de documente e autentică. Ea a fost însă între timp publicată. N-o să dezvălui acum cum a ajuns ea să... cui a fost predată și ce s-a întâmplat cu ea. Însă lada de acestor documente ale populației Dönmech, adică a evreilor trecuți la islam și care au trăit câteva sute de ani în Tesalonic, a fost adusă în final la Universitatea Ebraică din Ierusalim și după aceea ele au fost publicate. Asta e autentic. Cum s-a petrecut toată povestea asta, dialogul respectiv, personajele care au intervenit, asta e contribuția mea. Și povestea în carte, povestea lui Sabatai, este spusă de doctorul Mehmed Akif, un adept, de fapt, al lui Sabatai, și interlocutorul lui este un volterian. Altfel spus, e o poveste... Un grec, dar raționalist. Raționalist, da. Altfel spus, e o poveste din interior pentru un spirit iluminist, raționalist, lucid. Și în toată cartea căutați, adică povestea caută și explicații moderne, psihanalitice, sociologice, eu știu, de teorie politică. Ați vrut să realizați o fixare convențională a poveștii? Nu, povestea a fost așa, am pornit de la... Așa a pornit cartea, după asta a mai depășit uneori această problemă, deși ea a rămas în nucleu. Chestiunea credinței, care e de alminteri pusă chiar din primul capitol, în dialogul dintre cei doi, dintre doctorul Mehmed Akif și Spiros, grecul volterian, prietenul lui. Chestiunea credinței. Ideea mea fiind că credința este un fapt irațional, că nu există credință adevărată și falsă, există credință mai puternică sau mai slabă eventual, sau mai
dominantă sau mai puțin dominantă. Toate credințele sunt adevărate pentru cei care cred în ele și sunt false pentru cei care nu cred în ele. Asta e punctul de la care am plecat. Și deci lucrurile neverosimile sau greu de înțeles care se petrec în istoria religiilor în general și în această istorie a unui Mesia din secolul 17 pot fi considerate adevărate sau false în funcție de punctul de privire, în funcție de perspectiva din care ne plasăm. Și așa e valabil și pentru toate celelalte. Inclusiv pentru alți Mesia, inclusiv pentru Iisus Hristos, pentru Mahomet, pentru cine vreți. Din cauza asta am avut nevoie de un personaj care să susțină această teză, cu care parțial mă identific, și am avut nevoie și de un personaj care să o conteste. Și ăsta este Volterianul, care susține că există credințe adevărate și credințe, sau mai adevărate și credințe mai puțin adevărate. Deci că ele trebuie privite totuși și din perspectiva rațiunii. Sigur, după asta lucrurile s-au mai depărtat, s-au atins și alte subiecte, alte puncte, fiindcă personajele au tendința asta de a se dezvolta, de a se autonomiza puțin, dincolo de ceea ce le-a impus de la început autorul. Asta înseamnă că relativizați credințele? Da. Exact asta înseamnă. În măsura în care sunt credințe, ele sunt valabile, au valoare de adevăr pentru grupul care crede în ele. Alminter, nu. Și ele, în mare măsură, contribuie la, eventual chiar și la bunăstarea grupului respectiv. Îi fac pe oameni să se simtă mai puternici, să-și înfrângă adversarii, să-și înfrângă teama. Iar Sabatai Tzevi este reprezentantul, cum să spun, acestei relativizări, el fiind convertit la islam, fiind un mesia autoproclamat iudeu. Da, nu e autoproclamat, tocmai se vede asta dacă cineva citi, sau nu e numai autoproclamat, este autoproclamat, dar capătă apoi o susținere și recunoscut. La un moment dat are loc convertirea în condițiile pe care le arăt sau le sugerez. Aici trebuie să spun că am și fantazat un pic, am adăugat de la mine o mulțime de lucruri legate mai ales de raporturile cu autoritățile otomane și cu intențiile lor reale. M-am și servit ce-i drept de faptul că se știu destul de puține lucruri despre care era poziția lor autentică. S-au păstrat foarte multe documente despre Sabatai Tzevi din partea evreilor favorabil sau ostili lui Sabatai Tzevi, fie din partea unor autori creștini, vizitatori și ambasadori care treceau prin Imperiul Otoman și relatează. În schimb, s-au păstrat foarte puține documente din partea turcilor, din partea otomanilor. Fie pentru că n-au vrut, fie pentru că n-au existat, și a fost fie pentru că au dispărut. Ciudată cât de bine a fost tratat. Da, tocmai asta este. A fost foarte bine tratat. Și trebuie spus că, în general, otomanii reprimau cu severitate orice mișcări sociale care păreau a tulbura liniștea publică, ori el a fost bine tratat. Da, deci aici, sigur, am intervenit și eu. Și ceea ce s-a întâmplat a fost că el a rămas, Sabatai, a rămas un mesia pentru grupuri mai mari sau mai mici, mai pe față sau mai ascunse, chiar și după convertire. Deci convertirea a devenit un act fundamental al religiei lor, care s-a ascuns, a plecat de la suprafață, s-a disimulat, a devenit o religie ascunderii,
Și a rămas așa sute de ani, până în secolul 20. E de-a dreptul uimitor câți adepți mai există astăzi ai convertiților, cum le spun turcii. Da. Acum, nu știu câți mai sunt chiar astăzi, sunt deși probabil că mai estimări, sunt de la zeci de mii la sute de mii. S-ar putea să mai fie, da, s-ar putea să mai existe. În orice caz, povestea începe, povestea pe care o relatez eu începe, în 1924, în Tesalonic, cunoscut oraș grecesc, care atunci aparținea Greciei, dar nu de multă vreme, și are loc un celebru schimb de populații, un tragic schimb de populații, în care populația musulmană din Grecia și din Tesalonic este deportată în Turcia și populația ortodoxă din Turcia este deportată în Grecia. Un schimb de populații care face ca până astăzi 98% din populația celor două țări să fie, zicem așa, monocromă. Nu mai există minorități. Rămâne totuși pe moment în 24-25 rămâne în Tesalonic o populație evreiască încă destul de considerabilă care va fi și ea nimicită în timpul celui de-al doilea război mondial. Practic toți evreii sunt deportați la Auschwitz. Iar acești convertiți, acești denmeh, sunt și ei deportați odată cu 24, odată cu ceilalți musulmani, trimiși în Turcia și se încearcă răspândirea lor în toate zone. Iarăși interesant de spus asta, apare și în carte, e și un fapt, acești denmeh reușiseră să devină un fel de elită a musulmanilor din Tesalonic, în special din Tesalonic. Aveau în rândurile lor o mulțime de oameni de calitate, scriitori, jurnaliști, medici, avocați, ba chiar și bărbieri, cei mai buni bărbieri din Tesalonic erau convertiți în denmeh. Și rămân într-un fel, au reputația asta, își păstrează reputația asta, se pare, și după ce sunt expediați în Turcia, dar, bineînțeles, sunt considerați un fel de evrei ascunși, un fel de oameni cu dublă înfățișare, cu dublu aspect, care nu își prezintă adevărata lor natură, sunt suspectați, și se caută eliminarea lor, iar ei răspund prin ascundere, printr-o și mai mare ascundere, prin disimulare și, în general, chiar și printr-un efort autentic, probabil, în cazul multora, de a-și uita propriul trecut, de a-l îngropa, de a-l anihila. Există și o întâmplare mai recentă cu Iacob Frank. Care s-a convertit la creștinism. Da. Iacob Frank, în secolul 18, amintesc de această poveste spre sfârșitul cărții. Aia e o parte autentică, să spunem așa, nu e o invenție. E un episod destul de negativ. El a pretins că e o reîncarnare a lui Sabbatai Zevi. A fost convertit întâi la, era un evreu din Polonia, întâi a trecut la islam și după asta s-a convertit la creștinism și a format o sectă radicală care practica desfrâu, practica bun, astăzi unii ar privi lucrurile astea ca destul de puțin grave, căsătoriile de grup și schimbarea soțiilor, schimbarea partenerilor. A stânit un mare scandal în Polonia, la jumătatea secolului XVIII,
Până la urmă a trebuit să fie, a fost arestat, a fost închis într-o închisoare unde a stat vreo 13 ani, dar în condiții bune, tratat bine. S-au folosit de el autoritățile catolice pentru a dezlănțui niște persecuții împotriva evreilor ortodoxi. La urmă se zice că a fost otrăvit, există legende că a fi supraviețuit, a fi fugit. În general, franchiștii, cei care se îl urmau, au primit titlul nobiliare, s-au căsătorit în familii bune, familii aristocratice din Polonia, din Austria. Și unii din ei au ajuns în înalta aristocrație. Povestesc și mica istoria unui anume Moise Dobrușca, care și-a schimbat de vreo două, trei ori numele, a devenit un prieten al lui francmason, probabil prieten al împăratului Iosif al II-lea, celebru împărat iluminist al Imperiului Habsburgic, după care a plecat de aici în Franța, s-a făcut iacobin și a schimbat din nou numele. Și s-a îmbogățit, a dat faliment și până la urmă a fost condamnat la moarte, ghilotinat în timpul Revoluției franceze, spunându-se că, de fapt, era un trimis secret care voia să o elibereze pe Maria Antoaneta din închisoare. Vorbise înainte și Atatürk, care o legătură... Despre Atatürk s-a spus, într-adevăr, Atatürk, Mustafa Kemal, marele temeitor al Republicii Turce, care a nimicit, a desființat califatul și l-a depus pe sultan, a spus despre Atatürk că prin mama lui descindea dintr-o familie Tönmeh, lucru n-a fost confirmat, dar au circulat aceste zvonuri și adversarii lui, bineînțeles că le-au utilizat, adversarii lui islamiști, le-au utilizat ca argument împotriva lui. Oricum, ceea ce e sigur este că Dönmeh și-a făcut studiile liceale în Tesalonică, el era din Tesalonică, și-a făcut studiile liceale într-o celebră școală înființată de un Shemsi Bey, de un Dönmeh, un cunoscut Dönmeh în această perioadă, a înființese un liceu modern bazat pe principiile, mă rog, științei științifice moderne. Lucrul ăsta este destul de interesant de văzut că o sectă sau, mă rog, o religie, o sectă aparent atât de mistică și medievală, cum erau acești oameni care credeau în Mesia Shabbatai, sunt pe de altă parte în secolul XIX cel puțin, poate chiar de la sfârșitul secolului XVIII, sunt atât de legați de modernitate și de modernizare într-o zonă cum era Imperiul Otoman. Sunt în fruntea progresului în materie de educație. În paralel cu povestea principală despre Shabbatai, se dea până o poveste secundară, cea fiului, da, Spiros Filipidis, care e atras de ideile comuniste, fascinat de promisiunea stalinistă, iar această povestire secundară vrea să evidențieze niște trăsături comune între cele evident, două mesianisme. Evident. Și legătura e credința. Asta e, de fapt, de acolo să și pleacă, să e explicit. E credința. Credința care nu poate fi combătută atât cât este, când este credință, nu poate fi combătută de argumente. Cel care credea în stalinism, și au fost atât de mulți în Europa Occidentală, lor degeaba le spuneai că Stalin a comis crime, că sunt lucruri rele, că s-au făcut atâtea lucruri. Bun, încă nu apăruse Stalin, de fapt, în cartea mea, era în 24, de-abia murise Lenin, dar oricum, același lucru, deci
degeaba le spuneai lucrurile astea, ei continuau să creadă cu fervoare. Și toți cei care au trăit prin lumea asta povestesc că comunismul pentru ei era asemenea unei credințe religioase. Sigur, la un moment dat se putea întâmpla să-și o piardă și atunci vedeau lumea altfel și tot ceea ce le apărea perfect apărea cum fisurat și viceversa, deci lumea căpăta o cu tot o altă față, dar ea venea în urma unui fenomen misterios de părăsire a credinței, așa cum credința venise în urma unei convertiri la fel de misterioase într-un fel, prea puțin legată de argumente raționale. Din păcate, fiindcă dacă rațiunea ar domina, poate lumea ar fi mai simplă. Amintiți și de un cabalist mistic, evreu, Abulafia. Abulafia mesianismul lui era interior, el credea că... Da și nu. Era un mesianism interior, dar și el credea că trebuie să se apropie Mesia și fapt este că Abulafia, în Evul Mediu, pleacă să găsească, sau încearcă, își propune să se ducă, să găsească locul unde se află râul misterios, râul miraculos, Sambation, sau apa sâmbetei, dacă vrem să traducem, și care separă tărâmul nostru de locul unde trăiesc cele 10 triburi pierdute. Motivul ăsta apare tot timpul în cartea mea și un motiv important. Cele 10 triburi pierdute, unde până la urmă se duce și, aparent să zice, se duce și Șabatai, se duce și personajul nostru. Deci e locul în care te îndrepți pentru a-ți completa în fond vocația și a-ți dobândi, a te întâlni cu divinul și cu a te întâlni cu zeii tăi. Dar nu, adică așa am simțit lucrurile ca o deplasare, o transgresiune a mesianismului acesta mistic interior. Înspre social, politic, nu știu să vă spun normele exact. Este adevărat, religioase. Da, este adevărat că mesianismul capătă o nouă, asta ne spun istorici, capătă o nouă față, mai ales după expulzarea evreilor din Spania în 1492 și în deceniile care urmează. Însă ceea ce e interesant și spun asta și aș vrea ca cititorul să rețină, dacă poate, este un moment de mesianism și de milenarism, cum se poate spune, nu numai în comunitățile evreiești din jurul Mediteranei, ci și în cele foarte multe din cele creștine, inclusiv la catolici în Spania sau în Anglia, în Olanda. E legat direct de Șabatai, da, că tatăl lui era englez. Șabatai era. S-a și speculat la un moment dat pe tema asta în Olanda, în Germania, deci în multe părți ale, deci și în medii protestante și chiar și în medii catolice există în această perioadă a modernității timpurii, cum se spune, secolele 16-17, există o așteptare din partea multora a sfârșitului lumii. Văzut însă nu atât ca o catastrofă, o simplă catastrofă, cum se vede astăzi, așa, ci văzut ca împlinirea unei speranțe, ca momentul acela prezis în Biblie, în Apocalipse, așa, prezis când se va concilia omul cu Dumnezeu. Și ceea ce e amuzant, dacă vreți, sau interesant din perspectiva noastră, e că masavanți sau mari gânditori moderni, care sunt la originea modernității, de la Newton până la Comenius, Samuel Hartlib și mulți alții încep să facă speculații asupra Apocalipsului, să calculeze, să-și pună competențele lor de matematicieni, de astronomi, de filozofi,
de cercetători ai scripturilor, de multe ori critici ai tradiției biblice, în slujba acestui ideal de a calcula venirea lui Mesia sau a doua venire a lui Mesia, depinde. Și apoi apare ideea, unii spun că e exagerat, alții susțin că e corect, aici încă savanții discută. Există o nouă cabală care se naște în Palestina, la Safed, în nordul Palestinei, un celebru cabalist, Isaac Luria, care un cerc de discipoli, imaginează o nouă cabală, sau o nouă cabală, o nouă formă a cabalei, o interpretare nouă a cabalei, zic că e mai veche, în care există un element mesianic și un element activ. Adică apare ideea că cabaliștii și oamenii înțelepți pot grăbi prin acțiunea lor concretă, prin rugăciuni, printr-o tehnică anume, pot grăbi venirea lui Mesia. Deci că nu e suficient numai să așteptăm, trebuie să ne și pregătim să facem ceva în direcția asta. Iar Șabatai, în curentul acesta, deja amplifică, da, lucrurile. Da, curentul spune, amplifică, îl duce până la păcatul limite, ba chiar însuși, dincolo, exact. Da. Este și eu aici o temă care recunosc că m-a preocupat și în altă carte, în poveștile apocrife și o carte de mici parabole pe care am publicat-o mai de mult. Problema răului și chestiunea creativității răului. Este sentimentul meu că răul, dar are un rol creator de multe ori, producând binele sau producând, în orice caz, ducând istoria mai departe, împingând-o să meargă mai sus. Că eliminând sau dorind să eliminăm răul, cădem în aplatizare. Sigur, e greu de spus unde te poți opri, cum poți face. Oricum, Șabatai e un caz în care utilizarea răului ca transgresiune, transgresiunea legii, încălcarea în mod deliberată în unele puncte a legii, puncte teologice, dar și puncte morale, trebuie să ducă la grăbirea binelui. Binele trebuie să vină mai curând. Fel de dialectică, nu? Cobori, ca să urci muntele, trebuie să cobori întâi valea. E o teorie periculoasă, nu? E o teorie periculoasă și pe care au preluat-o într-o anumită măsură, la un moment dat, ideologiile radicale din secolul XIX, anarhiștii, radicalii ruși și, în mare măsură, bolșevicii. Au preluat-o și ei. Spuneți, așa se încheie cartea, povești care încep exact când crezi că s-au sfârșit. Este mesianismul o poveste care ar putea reîncepe? Da, sigur. Se poate interpreta și așa, sigur. Fraza finală poate fi interpretată în mai multe puncte de vedere, dar și așa se poate, bineînțeles. De altfel, vedem în lumea noastră, vedem destule mișcări mesianice, personalități care își revendică un rol de salvatori naționali sau salvatori ai unei comunități mai mari sau mai mici. Sigur că ne putem teme de astfel de mișcări și, în general, ar trebui să fim prudenți și raționali, dar iată că sunt momente când mai putem face acest lucru. Am văzut secolul 20, a fost plin de astfel de mișcări, nu numai comunismul, fascismul, fascismele, la noi mișcarea legionară, poftim. Acum auzim peste tot poveștile astea despre islamul radical, care e și asta o mișcare de acest tip de
Dar poate că există și mișcări mai benigne, mai puțin dispuse să răstoarne chiar toată lumea. Însă problema credinței rămâne. Credința e un lucru greu de luptat cu ea atunci când există. Și adesea nu avem de făcut altceva decât să dăm din numeri. Ar trebui să prezentăm și coperta cărții. Este o litografie a lui Chagall. Pentru mine, cel puțin, simbolizează o chestiune foarte prezentă în această carte, sub diverse forme, chestiunea identității, a dedublării, cel puțin dedublării, dacă nu mai mult, a identității. Oameni care au mai multe nume, care au mai multe religii, care nu se pot decide asupra uneia sau asupra alteia, sau care sunt obligați să treacă de la una la alta, care își pierd numele pentru a găsi un altul. Trecerea asta din tot felul de vieți în alte vieți, pe care însă totuși nu le poți nici pe cele vechi abandona complet, dar nici cu cele noi nu te poți identifica complet. E o dramă pe care au trăit-o la modul foarte general, așa numiții marani, evreii care s-au convertit în Spania sub presiunea Inchiziției, dar care nu au abandonat complet unele tradiții iudaice, au fost urmăriți pentru asta, mulți din ei au reușit să plece, dând mită și alte modalități, au reușit să plece și s-au refugiat în țări mai tolerante, cum era și Imperiul Otoman în acea vreme, sau în Olanda, sau chiar și în Italia, unde au revenit la credința, la iudaism, la credința strămoșilor, de data asta însă păstrând anumite elemente catolice undeva în mentalitate, în felul de a fi, și nereușind, deci, niciodată să fie, ca să spunem așa, în ordine. Și-au asumat asta? Și și-au asumat asta, într-un anume fel, în momentul când, unii din ei cel puțin, în momentul când a apărut Shabbatai Tzevi, care le-a spus, e bine, asta nu e un rău, e bine să ai mai multe identități, să ții și de religia cu tare și de religia cu tare, poate că așa e bine, că toate religiile astea nu sunt decât fragmente ale unei religii unice pe care oamenii au avut-o la început și pe care au pierdut-o și s-au spart în felurite bucăți, ale acum se războiesc între ele. Voi sunteți mai buni decât ceilalți. Cu asta i-a atras.